Sunt foarte bucuros pentru cele 3 puncte astăzi, chiar dacă am întâlnit o echipă a gazului decimată de problemele de la ei. Important era pentru noi să tratăm meciul serios și asta mă bucură enorm de mult la jucătorii pe care îi antrenez. Am avut o discuție și înainte de meci, în cursul acestei săptămâni, să nu uite sacrificiul care l-au făcut la UTA, să mergem pe aceeași linie și să nu uite clipele prin care au trecut de-a lungul timpului din cauza nereușitelor pe care le-au avut în acești ultimi ani. Și eram pe un drum bun și vreau să continuăm. Aceste 3 puncte ne dau încredere, le dau lor încredere, dar atunci când o să începem săptămâna pentru meciul contra celor de la Rapid, vreau să fim atenți, să muncim, să fim responsabili, să fim conectați la fiecare antrenament până la ora meciului, că să fie siguri că o să aibă și în spate jucând pe la țară. Venind de la gaz, că nici eu nu-i cunoșteam pe toți băieții. În general, în subconștient, faptul că întâlnești o echipă de decimată cu jucători tineri sau jucători care au jucat mai puțin, se instalează o automulțumire, că pur și simplu doar prezența pe teren face ca lucrurile să fie în favoarea ta și de aceea am încercat și de aceea mă bucur că și ei au realizat cât de importante sunt acele 3 puncte. Deci nu am tratat superficial meciul, că puteam să dăm de o surpriză. 4 puncte, n-ați primit gol, 2 meciuri, se leagă puțin așa lucrurile pentru Dinamo chiar înaintea unui derby. Clar, e un lucru îmbucurător acest aspect, că nu am primit gol, că am reușit să și marcăm. Sunt lucruri importante pentru ei, pentru încrederea lor. Rămâne să continuăm pe aceeași linie. Mai avem momente în care trebuie să îmbunătățim jocul, pentru că putem să jucăm mult mai rapid, pentru că am jucători care poate să joace dintr-o atingere, din 2 atingeri. Deci avem de muncă și de aceea am nevoie de înțelegerea lor și nu vreau să ne credem că, eu știu, mai sus decât suntem la momentul acesta, doar că am reușit să luăm 4 puncte. Știu ce jucători antrenez, știu ce fel de oameni, știu cât de mult au suferit și am mers mult mai mult pe latura psihologică a lor, pentru că aveau nevoie de o descătușare. Suntem pe drumul bun, cu aceste 4 puncte le-a dat încredere, moral, acum rămâne să vedem pe teren, să continuăm cu realizări individuale, pentru că au potențial. Sunt momente în timpul jocului când există dueluri de 1-1 și trebuie să aibă mult mai mult curaj în momentele acelea, pentru că am jucători. Astăzi Bani a scos un penalti, Bordușanu a marcat, Torge a marcat două goluri, Ivanovski din pasa lui Matei a marcat. Deci sunt lucruri bune, apărarea și-a făcut treaba. Cum să nu fiu bucuros, dar trebuie să fiu și concentrat și trebuie să fiu și echilibrat. Avem mult de muncă. Țelul meu este, nu numai al meu, cât și al jucătorilor, cât și al oamenilor care conduc acest club, plus al oamenilor care în momentele delicate au pus bazele a continuității lui Dinamo. Cu toții ne dorim să salvăm această echipă. Mister, ce s-a întâmplat cu Cosmin Matei? L-am văzut plângând, sau așa părea în imagini, că plângea și a fost să-l consolați, sau așa s-a văzut. Nu știu. Sunt niște imagini. Îmi dorea foarte tare să marchez asta, știu că la fiecare meci dorește să marcheze, dar nu l-am văzut plângând. Mister optimistul ăsta de care vorbiți, l-am văzut și la Mircea Rionic, la ultima victoria lui Dinamo, cea cu Chindia, noi am fost aici. Și la fel ca și noastră spunea și domnul Mircea Rionic, că urmează o perioadă bună, că puncte de încredere. Ce trebuie să se schimbe acum față de atunci? Să rămânem la fel, motivați, conectați, să încercăm să ne aducem aminte și să nu uităm prin câte situații delicate a trecut fiecare jucător în parte, noi ca și club, și unde putem ajunge dacă mergem pe aceeași linie. Sunt convins că Mircea Rionic a încercat să facă tot ce a stat în putință. N-a fost să fie, până la urmă, fotbalul nu-i matematică. Sunt convins că și-a dorit enorm de mult să salveze această echipă. Asta e viața antrenorilor. Până la urmă, nu e ce v-am zis, nu e cum tot timpul cum îți dorești. Simțiți că ați dus așa echipa pe un platou? Adică să nu mai existe carențele astea între o victorie, cum a fost și cu Mircea Rednic, apoi o înfrângere la 4-5 goluri? Adică... Da, trebuie... Deci tot de la cap vin toate, credeți-mă. Și am văzut un interviu al lui Gică Popescu și spunea că în fotbal trebuie 70% minte și 30% picioare. Eu merg la momentul acesta cu echipa pe care
o antrenez, că ne trebuie să fim conectați 100%, să avem minte, 100% creierul, dacă este conectat, dă apoi și partea fizică, muncești mai mult, ești descătușat, ai entuziasm, deci sunt foarte atent la acest aspect. Tot acest optimism se va reflecta cel mai bine dacă va ieși un rezultat bun într-un derby, cum e cel cu Rapid. E normal să am optimism atât timp cât rezultatele le dau încredere jucătorilor și tot ceea ce am spus la început, de atunci când am venit, nu au rămas doar vorbe. Încerc și simt că voi putea să facem lucruri eu cu ajutorul tuturor care iubesc această echipă. Sunt și realist și vreau să fiu și echilibrat și să nu facem nuntă după o victorie și mormântare după o înfrângere. Exact cum s-a întâmplat când am pierdut și cu Craiova, de dat 6, am fost omul care le-am dat încredere jucătorilor că ei sunt și fotbalul nu se uită, e vorba doar de blocaj psihic. Vreau să vă vedeți problemele de la echipele astea. Clincen spune că primarul spunea că e posibil să retragă în campionat, ceea ce ar fi o mare problemă pentru Liga 1. Gaz Metan spunea și domnul Dună că speră să joace Liga 2, dar nu-i dă nimeni asigurări. Cum vedeți problemele astea? În afară de faptul că poate Dinamo profită puțin, dar mă refer doar la partea asta, eu știu, la bătăii de joc. Sunt mulți jucători neplătiți, mulți care pleacă. Eu pot să vă spun că înainte de partid am stat de vorbă cu Marian Dună, am stat de vorbă cu jucătorii de la Gaz Metan Media și au venit doi jucători la noi, la momentul acesta au fost prezenți în lot și am văzut atâta dezamăgire pe chipul lor și nu numai pe chipul lor, cât și în discuțiile cu ei, atâta tristețe încât mi-este greu să comentez. Trebuie să găsim o soluție sau să se găsească o soluție, nu sunt eu în măsură, dar să ajungă oamenii să nu mai iubească această meserie din cauza unor probleme financiare, e prea mult. Nu sunt în măsură să dau sfaturi, doar vă spun ceea ce am discutat cu oamenii care sunt acolo. Adică este peste puterea mea de înțelegere. La câte echipe cu probleme sunt în România, credeți că, nu știu, munca antrenorului e mai degrabă de psiholog decât de antrenor? Cred adică... că este complexă și nu numai în România. Cred eu că peste tot antrenorii sunt, nu doar antrenează, pur și simplu. Clar, sunt momente în timpul antrenamentelor, că trebuie să gestionezi anumite situații, dar în România, într-adevăr, mai vine și chestia asta cu partea financiară, destul de complicat. Dar ăsta este fotbalul din România. Mulțumim frumos!